Șimleu Silvani a fost gazda celei de-a 12-a ediție a concursului de matematică Teodor Topan, care a avut loc sâmbătă la Școala Gimnazială Silvania. La concursul de matematică Teodor Topan s-au înscris anul acesta peste 300 de elevi din Sălaj și din mai multe județe, precum Bihor, Bistrița, Năsăud, Cluj, Maramureș, Mureș, Satu Mare, dar și din Republica Moldova. Mă bucur că este concursul a crescut în fiecare an și le mulțumesc în primul rând din suflet celor din spatele acestui concurs, care pare simplu, dar nu este chiar așa. În special profesorilor care în fiecare an vin, fac un efort și vin de la Timișoara și anul acesta și de la Cluj, domnul profesor Eistan și domnul profesor Mihes și, nu în ultimul rând, domnul profesor Dorin Andrica, care va veni puțin mai târziu, băieților care sper eu că iubesc și meu, pentru că nu e așa, când iubești ceva, vin fiecare an. Faptul că vin în fiecare an înseamnă că s-au atașat oarecum de acest oraș, de voi și de acest concurs. Și în ultimul rând, tuturor acelora inspectoratului școlar, îi mulțumesc, doamne inspectoare, că este aici, și Școlii Silvania, care se implică și în tot spectrul acesta și în toată adunătura asta de oameni pe care am înșirat-o, eu sper că este un lucru foarte bun. Vă mulțumesc din suflet, concursul știți că este unul ușor și la sfârșitul concursului, ca și fiecare an, îi vom vedea pe cei mai buni dintre voi. În acest an, din Comisia de Elaborare a Subiectelor au făcut parte profesorii universitari Dorin Andrica de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Andrei Ecștin de la Universitatea Politehnică din Timișoara și Dorel Miheț de la Universitatea de Vest din Timișoara, ajutați de studenții Vlad Crișan, doctorand Georg August, Universitat Göttingen din Germania, Alexandru Mihal cu student la Universitatea Oxford Anglia, Vlad Mihali, student la Facultatea de Automatică și Calculatoare din Cluj, Mihai Nechita, doctorant la UCL Anglia, și George Țurcaș, doctorant la Warwick Mathematics Institute din Anglia. Vreau să mulțumesc unor oameni de care noi adesea uităm și vreau să mulțumesc în mod deosebit tuturor profesorilor pregăsitori, tuturor profesorilor însuțitori, tuturor profesorilor de la Școala Silvania care ne sunt gazde. Adesea uităm să vă spunem un simplu și sincer mulțumesc. Cei mai buni matematicieni au fost recompensați cu premii în bani, 250 de lei pentru premiul 1, 200 de lei pentru premiul 2 și 150 de lei pentru premiul 3, dar și diplome, medalii și cărți de la edituri de specialitate. Concursul a fost organizat de către Școala Gimnazială Silvania cu sprijinul primăriei orașului Șimleu Silvaniei și a inspectoratului școlar județean.